Bun găsit! La Monumentul Eroilor Români din Cimitirul Pacea a avut loc un ceremonial militar și religios organizat cu ocazia Zilei Înălțării Domnului, Ziua Eroilor României. La eveniment au participat reprezentanții autorităților locale și județene și ai diferitelor asociații civile și militare. Ceremonialul a fost organizat de Centrul Militar Județean Suceava în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bucovina al Județului Suceava, Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava, Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare Câmpul Lung Moldovenesc, Școala Militară de Suboficeri Jandarmi Fălticeni și Primăria Municipiului Suceava. La ceremonialul militar și religios au participat prefectul județului Suceava, Constantin Harasim, primarul municipiului reședință de județ, Ion Lungu, viceprimarii Ovidiu Doroftei și Lucian Harșovski, care l-au încadrat pe deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, singurul parlamentar prezent la eveniment, iar Consiliul Județean a fost reprezentat de administratorul public, Ionuța Domniței. Au fost depuse corane și din partea partidelor politice, instituțiilor culturale, științifice și religioase, asociațiilor, ligilor și fundațiilor, cadre militare în activitate, în rezervă și în retragere, reprezentanții veteranilor de război, elevi și studenți.